Ce e, mă, Ilie, cu tine? De ce nu dormi? M-a chinuit un vis cu o purcică albă pe care o sugruma Paraschiv în mijlocul ogrăzii. Ce să fie? Unde nu de Dumnezeu să avem noi atâția porci cât visezi tu? Vorbești de parcă ai intrat în anul morții. Dar de sus nu rabdă. Ache, abate-mă. Pitar moartă de visisică. Vreau să te prind. Ce-i cu tine, Nicolae, mama? Ce-i, băiatul? Te-ar lupi să te mănânci. Dar în zata, dracu. Săracul băiat. Îl chinuia furisita aia de oaie. Ce era dacă dădeam și noi oile la cioban și-l trimiteam la școală? Hă? Ce faci, Moromete? Când începă secerea? Păi, peste vreo săptămână, două. Eu încep mai devreme, că l-am luat de la Boțoghine copt. De vă părăsă, Hristos, sigur. Polino! Gândură și tu fierul ăla, că te-ai mai gândit, mă, dai să-l cămul ăla. Să-l cămul, mă! O să plouă și la noapte. Și dacă mai dă o ploaie... Da, schive! N-o să mai aibă română ce să facă cu grâu, bălosule. Mă întâlnuia seară cu albei. Cea că duminică o pornește cu foncirea. Și are ordin că ei de n-au plătit-o până acum... Le cam ia din toate. Doar naiba de vorbă, că nu te mai staturi! Mulge și tu oile alea! Ce o să vă dau să mâncați? Braci o să mâncăm! De asta te plângi tu! Moromete, vreau să ți-l plătesc, mă! Stai, bă, că mă întorc. Unde ești, bă? Treci în pași, mână, de la mulți. Brr! Lasă-mă oile în pace, bă! Ce-ai cu ele, bă, se bă, ugule? Felita dracului! Băi, tu n-ai auzit ce a zis tata? Lasă oile alea în pace! Băi, tu mai bine-i pune-ți sala pe caia aia, că și-a schimbat culoarea de când n-am mai văzut-o! Bine! Achimei, ce vrem? Lasă-mă să mă duc eu cai, nu? Vezi, mă, de oile tale, mă, vezi de bisisica ta. Hai, da, de. Hai, mă, Achimei, odată, că ne apucă prânzul. Care prânz, mă? Unde vezi tu prânz? Unde-i fa prânza? Să le pună, stora. Vezi că-i sub cazarul de rufe. În pod, nu putea să o puneți. Ilico! Hai, da, de. Adu-și fac trăiste, odată. Oh, ce tipe așa? Ce te-a apucat vrenicia? Să-i dau una... Ile!
de acolo niște ceapă. Ciorbă, că eu trebuie să mă duc la alt bătrân, că mi-a trimis vorbă. Și zuvicile când le fac? Că asta ea zice că stă din cauza mea. Ce belește, mă, ochii ăsta lui Moromete. Ia, hai să-i abatem oile în porumb. Oile în porumb. Unde crezi tu, bă, pe moșia lui tatu? N-am de replică. Na, auzi. Ce-o fi cu Nicolae de n-a venit încă? Treceți la masă, mă, ori vreți să vă chem cu lăutari? Unde-i intrat, mă? Unde-i intrat, mă, lovitea turboară să te lovesc? Lasă brânză jos! Lasă brânză, auzi! Păi acum dă-i și apă. Acum o să mâncați câinele. De ce fază mâncăm câinele? E bun câinele de mâncat, ha? E bun să te mănânci el pe tine. Dacă nu o să mă duc în lume și o să vă las și moarte să vă ia pe toți. Și tu de ce nu te duci la masă? Ce rânjești fasorele alea la mine? Și voi unde ați fost? La scăldat. Cum voi lua de păr și ai mătura bătătura asta cu voi, vă scutez de o muncă mâine dimineață. Nile! Achime! Ce e, bă, cu voi? Ce nu vă e foame? Ia, haideți la masă. Și până mă puteți să dormiți până pe mine dimineață. Nu te fado, să dito, așa du-ți o pernă. Ăștia nu sunt stare să facă măcar un scaun. Dar tu de ce nu faci? Tot eu să fac? Da-și fa din gură. Păi tu n-auzi ce zice colțatul? Zice colțat. Da-și fa din gură. Ce treabă aveți voi toată ziua? Punte masă, scoalte masă, cleaf, cleaf! Adu-și fa mâncarea aia. Băiatul ăsta e ceva de n-a venit până acum. Ia fa asta de aici. Te cuprinse grija de la micu. Bine el. Dar ție multă spasă de el. Că dacă ți-ar fi păsat, l-ai fi lăsat măcar o lună să se ducă la școală. Ia mai lasă, mamă. Ne găsi școala. Da-și fa din gură prostul. Fa, mai trage-te de fălcile alea, că te-or fi durând de când tot vorbești. Altă treabă n-avem noi acum. Ne apucăm să studiem.
Ce facem, mă? Că iar m-am întâlnit cu ăsta lui Cătănoiu. Zice că pleacă săptămâna asta la București. Ducă-se învârtindu-se. 24 de oi cu lapte cât avem noi, asta înseamnă 240 de lei pe zi. Înseamnă. Înseamnă prostia ta din cap. Mă, eu ți-am zis. La toamnă trebuie plătită banca. Ilie are dreptate. Lasă să ducă. Nu-i vorba numai de bancă, dar sunt și ei băieți mari. N-au o zdreanță pe ei. Cu ce să-și cumpere? Și ce o să băgați în voi dacă pleacă oile? Am mai trăit noi și fără oi. Mai o găină, mai un miel. Și peste o săptămână, două, începe secerea. Facem pâine. Tași, mamă, din gură. Să vii la deal să muncești. Și pe urmă să vezi cum e fără lapte. Las-o, Elenco. O găsire găinile și miei. E plină de găini și de miei. Paraschive? Mm. După de mâncare, ce urmează? Ce? O țigare. N-am auzit, bă, să-mi dai o țigare? Păi de unde să-ți dau dacă n-am? Uite-l că tremură ca varga. Unde-s, mă, oile? Bă, tu n-auzi, unde-s oile? La ocol. Unde, mă? La ocol. Lasă, rachime. Adormitule, de nimic nu ești în stare. Nilă! Bă, Nilă! Hai că dau eu. Ce, bă? Vino încoa. Ce vrei, bă, de la mine? Vino, bă, când ești. Ce vrei, bă, la mine, mă? La tine, hai că la tine. Hai! La tine! Bă, nu știu să-mi duc. Acolo! Achime, hai! Ce ai, bă? De ce m-ai chemat? Ce vrei, bă? Stai. Tu ce zici, bă? Să se ducă ăsta cu oile la București? Cine să se ducă la București? Achim. Băi, eu l-aș lăsa. Dar vezi și tu. Nu poți să dai la sapă și la secere și să n-ai de mâncare decât știri și ștevie. Pe de altă parte, avem nevoie și de bani. Că la toamnă vine banca cu împrumutul. Și mâine, poi mâine, vine și ăsta cu foncirea. Bă, tu auzi ce spun eu? De, știu și eu. Ai auzit ce zicea mama? Că să se ducă. Danile, să se ducă. Asta nu e greu. Dar eu te întreb, ce mâncăm? Acum mai sunt oameni care n-au oi. Trăiesc, muncesc. Ce se face? Asta e. Bine, Nina. Te-am întrebat ca să nu ziceți așa și pe dincolo. Să vedem ce facem. Eu nu zic să scoată 2000 pe lună. 2000 de lei pe lună nu e ușor. Sunt 40 de dube de grâu. Asta nu se poate. Pe dacă vine la toamnă și mi-ntinde 6000. Da, vine. Păi de ce să nu vie? Hai, nu zic 6. Dar măcar 4. Cum mai nici măcar 4? Mamă! Aoleu, mamă! Stai, mă, nebunule, ce vrei? Am scăpat de oi, am scăpat de bisisică. E foame. Ai ceva de mâncare? E.
Lapte n-ai? Am, ți-am oprit. Dar ce-ți veni ție cu bisisica? Ce tot vorbești acolo? Cine ți-a zis? Tata. Zicea din aur Lunila că el lasă pe Achim să se ducă cu oile la București. L-ai să vii sus acolo la deal și o să fie vai de pielea ta. N-ai să te mai bucuri. Ce-ați vorbit, mă? Ce ți-a spus? Ca povestea lui Nastratin care și-a pus poarta pe foc și pe urmă... Zi, mă! M-a întrebat dacă se ducă ăsta cu oile la București. Aia tu, aia de tot citește Nicolae lui tata și Cocoșilu. Nila. I-ai spus ceva? Ce bă, ce ești nebun? Hai mă să nu ne audem. Hai la gamarie, să vorbim acolo. Nu te fi ducând fă ăștia. Asta e. Hai, Linco. Fă-te bă la o parte. După ce că-am făcut și pagubă, vrei să-ți uși în spinare. Ce îți devine că ăla mi-a luat oile la ocol? Da-te la o parte. Bine, Ilie, că-i dai drumul să ducă cu oile. Așa fac copiii oamenilor și de-aia o duc bine. Numai să nu răbdăm noi pacirea degeaba. Doamne sfinte, cum cântă flăcău ăsta. Birică e? El. Îl fierbe asta lui Bălosu, Polina. Îl fierbe tasuși cu frasii. Vor să o dea după șomtorul ăla de cotelici. Stai rângă pogoanele lui. Și el nu găsește altă. Satul e plin. Ce fluier, bă, la poarta mea, ce-ai târla lui taică tu? De ce să nu fluier? Nu cumva crezi că te-a fluier la pe dumneata? Nu te mă împaștele, mă, te-a fluier, pe tine. Ce cauza fata mea? Zi, mă! Avem 24 de oi cu lapte. Asta înseamnă 240 de lei pe zi. Uite așa le spune asta. Da, ele ce zicea? Proastele alea. Ce zicea? Puturoasele alea. Măsa, ce zicea măsa? Păi ea ce să zică? Lasă Lilie să se ducă, că nu e vorba de bancă. E vorba că e sărat și n-are ce pune pe ei. Ce râdeți așa? Și pe urmă l-a luat pe ăsta deoparte. Și i-a spus ceva, dar nu știu ce i-a spus. Ce ți-a spus, băi, Nilăm? Până ți-am spus, dar ce te mă întreb? Zău, mă, te-a luat deoparte? Și ce ți-a spus? Hai, mă, dă-te naibii, mă, că cine știe ce ți-a spus și tu n-ai înțeles. Păi nu vă spuse că-i dea drumul cu oile? Mă, să aduc astea 4.000 la toamnă. Ia uzi, Mario! 4.000 de lei! Dar voi când plecați? Tu, Nilă, și Paraschive, voi când plecați? Când ajunge Achim la București, trimite vești, luăm caii și plecăm. Trebuie să fugiți înainte de seceră, să n-aibă cine să le secere grâu. Și să luați și caii. Că e caii voștri, e averea voastră. Dacă nu murea biata maică ta, erați la casa voastră, nu ca acum, să n-aveți loc de puturoasele alea. Nila. Nila, hai scoală. Hai că avem treabă. Scoală. Scoală, bă, tu n-auzi. Hai, bă, dată, scoală-te, hai. Ce ai, bă, de ce mă scoală? Hai că avem treabă. S-a spus că a venit Măgăuă. Hai, bă, tu n-auzi? Hai odată! Să ai, bă, tu n-auzi ce-i ăsta cu Măgăuă? Caută securea în altă și hai. Cui mă lăsați?
și copiii se bolnăvește. Unde ești acolo, mă auzi tu? Că nu mai pot, poate. Păi, bă, săraca. Nu mai pot să-mi duc. Așa e. Nu mai pot. Mila, până răsare soarele, trebuie să-l trântim la pământ. Salcâmul ăsta? Păi de ce să te însalcâmul? Într-adins, Nilă, ca să se mire proștii. Hai, pune mâna, nu te mai uita așa. Hai! Unde vii, bă, cu ei aici? Păi n-ai zis să vii cu ei? Păi, adică da. Lasă-i, bă, aici, să cadă salcâmul pe ei. Di. Stai așa. Suiesus. Unde? Suiesus și leagă frânghie. Suie, bă. Și dacă vezi că se mișcă, sări. Hai, di. Di. Ne, ne, ne. Prinde! Hai, dă-te jos de acolo. Treci lângă cai. Hai! Ce-i rămas așa cu capul între urechi? Ilie, de ce te-a salcâmul, Ilie? Așa de rău am ajuns. De ce ai tăiat, mă, salcâmul? Întreabă-l pe Nilă, că el știe. De ce, mă? Să se vire proștii. Râzi, ca bou. Filipo, mamă, să stai pe aici, să nu pleci, că vreau să te trimit în ochia la Codericioaia. Că dacă nu avea, aș murea. Mă face să lucrez în sfânta zi de mine. Victorie, hai bă și ia o țuică cu moromet. Ți-am mai spus, tată, că nu obișnuiesc țuică dimineața. Dar de ce zici tu, Victorie, că nu bei țuică? Ce, ai stomacul deranjat? Nu, Ilie, dar nu obișnuiesc. Noi obișnuim? Virico, du-te la șutica și ia niște boșfa. Să aveți să fie acum, dacă nu e acum, să nu iei, auzi? Cum devine asta, Victorie? Să nu-i placă cuiva băutura, a? Păi asta devine după facultăți, Ilie. Sunt unii oameni care le place să aibă mintea tulbure. Mie îmi place să fie limpede. Da.
Eu un punct de vedere. Spune, băi, Tudores, fetierea, să mai aducă niște de-asta. Sau nici tu nu vrei să ai mintea tulbure, a? Ehene, Ilie, că ciudat mai ești. Polino! Mai adu niște suică! Ce mai face tita Nelly? Ai ucoare, mamă, de te uită puțin la mașină, că nu-ți ceare de ciupește. Hai, bă, dă-mi banii aia, că am treabă. Dă-o încolo de țuică. Ce-i? N-ai văzut papiota albă? Ei, dă-o să... Moromete, de ce nu vinzi tu, bă, locul ăsta din spatele casei? Care, bă, locul ăsta de acelea? Da, pernuța cu acele cu gămălie. Unde da, tot îl ții degeaba. Ți-l cumpăr eu, îți dau bani frumoși pe el. Păi tu nu știi că nu e al meu? E al solului. Bă, al tău. Bă. De cât ți-a plecat soarta Maria din casă? Mai bine de 15 ani. Păi vezi, după 15 ani, legea zice că moștenirea neîmpărțită e a lui de stânia. A, bă, că nu e așa cum zici tu. Dă banii aia să mă duc încolo de acire. Pentru onoare înainte, prezentă-ți... Urm! Pe umăr! Urm! Lăstin! Ghe! Dă-mă armă, bă! Dă-mă armă, dă-mă! Dă-mă armă, că trebuie să plec! Dă-mă armă, tu n-au! Dă-mă armă! Ce e cu el, bă, Nilă, bă? E și el deștept, bă? Om de 24, da? Ia, Paraschive, ia! Ia suta asta și du-te la ocol să scoți oile. Ia, bă! Da, bă. Acum să bagi, nu-i buruieni. Iar încep cu porcul. Încep. Băldeu. Băldeu, tu n-auzi? Hai, mă, că te așteaptă bisisica. O fi murit de foame. Nici mor nu-l lăsați. Ce-i dacă te duci tot zi cu oile? Tu nu zici nimic? Dă fase cerlelea să mă duc cu ele la fierărie. Tito. Ia de flanela aia la altă. Nilă, bă! Ce, mă? Unde alegi, bași? La premilitară! Bă, în loc să-ți vezi de treburi acasă, tu te duci la premilitară? Sunteți proști, de-aia mă duceți. N-ai dreptate, mă, Moromete! De ce spui tu, Dumitre, că n-am dreptate? Păi de-aia, mă, Moromete! Tu n-ai auzit că pe ăștia care se duc la premilitară îi face direct ofițeri? Da, mă? Se poate! Dar eu tot nu cred că pe Nina meu îl face ofițer, chiar de-ar fi să nu rămână unul de semânță. Te înșel, mă, Moromete. Băi, ia vino cu așa fata asta de aici, bă. Hai! De bă, s-ar putea să mă înșel? Că și ăsta lui Bălosu, Victor, îmi spuse mai adineaur că asta devine după facultăți. Păi vezi, mă, Moromete. Pe ce facultăți, mă? Bă, băurăm o țuică la ei de dimineață. Nu? Dar Victor n-a vrut să bea. A zis că nu obișnuiești. Păi, de ce nu obișnuiești, mă? Și că depinde după facultăți. Noroc, Ani. Ce facultăți? Păi, nu știu, bă, ce facultăți, dar uite că nu-i dă voie să bea facultățile astea. Păi ce drag de facultăți? Nu știu. Lapte gros! Lapte gros! Lapte gros! Lapte gros! Lapte gros! Ce faceți voi aici, bă? Mă, voi l-auziți? Eu cu cine vorbesc? Păi așa stați voi în fața mea, mă, mama voastră! Neachi, mă, nu ne înjura, că-l chem pe tata! Pe cine chem tu, mă? Neachi! O chem pe măta! Pe măta o chemi! Bă! Ia să-mi spuneți care l-ați bătut pe fratimiu, că altfel vă belesc pe toți. Ia zi, mă, care a fost ăia care au dat în tine aseară? Nu știu, că erau mascați.
A, așa? Nu spuneți, a? E, las că vă arăt eu vouă. Ia zi, mă! Nu știu, Neachime, că l-am pus eu aseară. Dar cine a fost, mă? Tu ai fost, mă, aseară? Tu, mă? Zi, mă! Spune-mi, de ce să mănânc eu bătaia pentru voi? A, care va să zică, știi? Ia să-mi spui tu mie că-ți rod beregata, auzi? Îți rod beregata, zi, care a fost? Al lui Cuinaru și al lui Burtică. Nicolae, pune mâna pe ei! Pune mâna pe ei, n-auzi? Pune mâna pe ei! Al lui Cuinaru și al lui Burtică. Care sunteți? Care sunteți, mă? Veniți încoace. Uite, Neachime, mi-a spart cap. Tu ești, mă? Da. Vino încoace. Ce zici, mă, că ți-a făcut? Zi-mă ce ți-a făcut. Neachime, ne-am bătut. Tași, dracu, din gură, urâtule. Îl vezi pe frate meu? Bă, îl vezi pe frate meu? Du-te și dă cu el de pământ. Hai, du-te și dă cu el de pământ. Mă, tu nu înțelegi ce spun eu? Îl vezi? Îl cunoști, nu? Repete-te la el. Dă cu el de pământ. Du-te, mă, și dă cu el de pământ. Du-te, mă, și dă cu el de pământ, mă! A, acum nu vrei, a? Pe măta de fricos. Erați doi și v-ați pus cu ciomegele pe el. Mama voastră. Bate-te acum cu el, mă. Hai! Tu n-auzi, mă, ce zic eu? Dă cu el de pământ! Dă cu el de pământ, ce mă vezi pe mine, că-i țin parte! Gata, bă, ajunge. Ajunge, băi, Nicolae. Hai, David. Hai, Davidzică, David. Pentru tine, mărioară, mi-am lăsat ca mică moară, măi, măi. Bă, Voicule, tu scoți ceva, mă, cu gândace? Sau numai așa te afli întreabă, a? Care, Moronete? Păi dumneata știi ce căutare are ăștia? Mă gândesc să mă dezvolt? Aha. Cu bine. Hai, noroc, voi. Da unde-i Marmoroș Blanca? Nu-l văd. Ești, mă, Marmoroș Blanca, afară. Ce, nu te-ai săturat de somn? Hai că te cheamă Moromete, nu știu ce vrea să-ți spună. Noroc, băi, Ocane. Marmoroș Blanca, bea apă, apă, la beară, dragă. Da, băi, și mie țin să se cerdezi. Lasă-mă în pace cu secele, băi, că n-am timp de ele. Zic că cu vitrighit nu mai are cinci lini nici unii. Da, băi, tu, băi, niște zimți la secerele astea. Hai, hai că fac cinste. Bă, Moromete, păzea că vine cocoșile, ia uite-l. De ce întârziați, băi, Nea Gheorghe, atâta? Îi fost el mai întâi pe la biserică. Bă, deștepților, ce v-a spus eu la altă erbă? Hai noroc. Hai noroc, 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 Nea Gheorghe. De ce nu răspunzi, bă? Ce ți-a spus eu la altă erbă? Vezi că ești prost, dar asta nu răspunzi. De ce, bă, sunt prost eu? Păi de-aia fi că ești prost. Nu ți-a spus că să plouă? Dă și tu o țigară. Am auzit că cimpoacă dă din lot, mă. Cine zici că dă din lot, bă, pisică? Cimpoacă, mă. Și pui mine. Dar de ce, vrei să-l cuperi tu? Te procopsiști, fiule al dracu. Nu mai căuta. Degeaba are doi creierii orga asta al tău. Da? Așa crezi tu? Bine, mă, Marmoroș Blanc. Pă la ora asta să vină, mă. Sau uita să-ți spun. Ce crezi, mă, Dumitre, că eu scad tine?
Păi am avut afaceri de rezolvat. Ai avut pe raiba. Ai noroc. Ai noroc. V-ați adunat, bă, la ce-ai dreptul. Ai noroc. Unde duci, bă? Iocane, mi se pare mie că Morometele părăsește. Se aduce să fură, de ce, mă? Păi nu-i mai place la liberali. Dacă te prind că trădezi partidul, Moromete, să nu te mai prind pe aici. De ce, mă? Crezi că fără mine n-ajungi primar? Ha? Mă, necongresabil, mă. Însoțit de suita sa și-a făcut apariția majestatea sa, regele Carol al II-lea, care a ținut un discurs. Moromete, ia spune, domnule, ce zici acolo? Spune-le și nouă, să nu murim proști. Bă! Ia ascultați, bă, ce zice majestatea sa. Domnilor, am fost informat că congresul dumneavoastră este un congres de specialiști, de agronomi. Mi-ar fi plăcut ca acest congres să fie un congres al gospodarilor. După mine, specialiștii noștri sunt încă departe de a fi gospodari. Agricultura este ocupațiunea principală la noi. Dar dacă este ocupațiunea manuală principală a românului, nu este totdeauna și ocupațiunea lui mentală. Ia uitați-vă cum a rămas Moromete. Ce cu tine, mă, Moromete? Ce, nu mai știi să citești? Adică ocupațiunea ta mentală, Cocoșilă, e la alte prostii. Ești prost. Cocoșilă. De mă, buza, trebuie și mie o țigare. Hai că îmi rup plămâne aici pentru voi. Nu te văd aici. Ce-mi citești mie? Moromete, cum e, bă, cu facultățile alea? Băi, Marge, dă-mă și tu o țigare. Auzi, nea Dumitre, dacă eu te-aș înjura acum de muierea dumitale, ce-i să zici? Că s-al dracului, nu? Cocoșină, ce are să, bă? Vezi-ți, bă, taică de treabă, bă. Faci dumneata pe șmecherul. Dar o să vedem noi până la urmă cum să-i pară rău. E, asta depinde după facultăți? Stai nebun, domnule. E și el legionar. Pași frumă să cu legiunea lui și cu cine a dat premilitara pe mână. Dumitre, bă, păi când mi-a dat premilitara, nu era legionar, bă, porbă s-a făcut. L-a luat ăla lui Meghireș și l-a dus la casa aia lor, verde. Păi ce grad a avut, bă, ăsta în armată? Sergent, păi nu se fădulea până sat când veneam permisie. Îmi pare rău că nu-i dădea una după ceafă. Vezi că ești prost. Ce vrei să spui, Cocoșilă? Ce? Crezi că așa merge? Să fiu eu primar și să prind pe vreunul pe aici cu cămașe verde, îl iei colo de pomp și-l bat în caiere, auzi? Dacă nu te împușcă el, ai uitat cum a fost cu Duca? Păi dacă-i belea, atunci știam o socoteală. Lasă-i, bă, dracu. Ia zi, mă, Moromete, primul agricultor, o fi mergând și el la plug? Merge, când se desprimăvărează. Iese cu plug în curtea palatului și... Aici? Dacă am cât pământ o fi având? Păi să tot ai băgat la un lot și jumătate. Are mai mult? Că trebuie să-l țină și pe ăla micu, pe Mihai. Păi vezi că ești prost? Păi ăla mic are lotul lui de la maică sa. Iete la el. Care vă zică, mari dezbateri în Parlament în chestiunea prelungirii stării de asediu și a cenzurii presii. Discursul domnului Virgil Magiaru.
Guvernul liberal, menținând starea de asediu 3 ani și cerând prelungirea ei și pe al patrulea, face o deplorabilă excepție. Haide. Cine e ăsta? Păi ăsta era tot și băncile școlii degeaba. Dar ce e? Rănist. Domnule, eu nu pricep cum devine chestia asta cu starea de asediu. Fiindcă ești prost. Dă-o dracului, bă, cocoșilă. Unde e starea asta? Că eu nu văd. Bă, Dumitre, tu nu-ți mai aduce aminte cum se dădea alarma în armată, mă? Păi așa e și cu starea asta de asediu. Iese armata, sare poliția și trage. În cine vrea cu tragem? Cum adică în cine trage? De exemplu, se ridică cineva în contra statului. Cum a făcut ea cu grevele, acum câțiva ani. Nu vrem să mai muncim, a zis ei. Nu vrem să mai munciți, a zis statul? Foarte bine, ieșiți afară să băgăm alții. Nu, a zis ei, nici asta nu vrem. Nu vreți? Păi atunci, pac! Păi n-a murit al de Nicolae Țugurlan acolo? Bă, stare, n-a murit fratul acolo, bă? A murit, pe dracu, habar n-ai. Guvernul a practicat arma diversiunii. A încurajat în fapt extremismul terorist. S-au săvârșit crime cu siguranța impunității. Dați apă. Stai, bă. Stai, bă, că aici nu-i de glumă. Bă, voi n-auziți ce zice ăsta aici, bă? Îmi pași pe mama voastră. Mă, Dine, mă, de ce ne înjură? Nu pe noi, mă, pe ăia din Parlament te înjură. Încredințat că sunt în asentimentul întregii opinii publice, cer plecarea de îndată a guvernului. Cade guvernul. Vin țărăniștii. Nu se poate. Eu protestez împotriva venirii țărăniștilor. Păi vezi că ești prost, bă. Dacă nu venea țărăniștii cu conversiunea, dracu te lua. Minți, liberalii au făcut conversiunea. Ați dracu cu liberalii și cu țărăniștii voștri cu tot. Ce dracu, bă, țugurlane în jur pe acelea. Crezi că o să ne prăgopsim noi mai mult ca tine? Fă și tu politică, du-te, dracu. Păi asta e politică ce faceți voi, mă? Dar ce e, bă, țugurlane? Prostia din capul vostru, asta e. Nata Moromete, ai fost consilier comunal. Și ce ai făcut? L-ai ajutat pe Aristide să se îmbogățească, asta ai făcut. Mai bine v-ați... Tu, uneală politică, și voi și eu. Mă luai după prostul ăsta. Hai, bă, țugurlane, pe la fierărie să discutăm și noi politică. Îi arde să asculte palavrele lui Moromete. Și când încearcă și eu n-anumii, hai să zică și el o vorba de cocoșile, o retează, tași că ești prost. Dar de ce e prost, bă, de ce? Că n-are ca voi lot? Că v-ați repezit voi ca orbii? Și că v-ați văzut cu pământ? Dă-i măsa pe ea care n-a luat! Mă, lăși rahat. Băi, eu te bag în... Dumnezei, mă, din auzi. Du-te, bă, dracu, daci. Lasă-l, Dumitre. Eu am înțeles ce vreau să spun. Trei chestiuni rezultă din cele spuse de Țugurlan. Că numai cine are lot poate să facă politică. Că din pricina noastră a rămas Ion Alumiai fără lot. Și a treia, că nu suntem mai deștepți ca Ion Alumiai. Ascultă, băi, Țugurlan. Dacă mă scola cură, mă ieși în șanț. Du-te în pace, trebuie la Crăciun, și bate cu cine vrei, nu vrei pace. Dă-vă, Dumitru, o țigară. Ce dracu îmi dă dură ăștia cailele astea așa de proaste? Ce are cu țugurul ăla? Veniți strică adunare. Dar, mă, măsa că e nebun. Unde n-are el lot, ar vrea ca nici alții să n-aibă. Hai, Balumiai. Hai să mergem. Hai, noroc. Noroc, Balumihai. Hai, bă, pisica, acasă. Stai, mă. Ce dracu faci cu Humaia, mă, Dine? Ia dă și mie să văd. Ce-i asta? Mă, parcă ar fi Moromete. Da, mă, Moromete. Da. Bă, Dine, dă-mi-l mie să-l pun cu alea pe poliță.
Asta mi-o cânt dumneata, Nea Ilie, de când te știu eu. Dar anul ăsta gata, s-a terminat cu Nam. Nam? Nam. Dă bă o țigare. Așa. Foncirea pământului. Lot, Ilie Moromete, 3.000 lei. Lot, Catrina Moromete, rez de plată, 2.800 lei. A, păi nu-i cine știe ce, Nea Ilie. Plătește acum restanțele și cu restul te las până după secere. Altcumva n-am cum să fac. Tito, Irinco, care ești acolo? Adă un foc. Adică s-a primit lei 3.000, s-a primit de la domnul Ilie Moromete. Hai, Nelie, hai că mă grăbesc. M-am de casa 60 de oameni. Păi nu-ți spusei că n-am băjut, păiture? Dar că n-am de unde? Ce dracu, mă, Nelie? Păi ți-am tăiat chitanța, domne. Ha? E, hai, nu mă mai trebuie. Atâta că statul nu mă plătește ca să-mi pierd vremea prin curțile oamenilor. Hai, bre, Nelie, ca și tăiatul. Păi vă și eu ca tăiatul, dar dacă n-am... Ia, hai, mă, încoace-mă. Hai că vede el. Pune-mă mâna pe la brea și atunci încoace. Punem-o mâna pe ea, lasă-mă, mă, căruța, mă! Căruța și la primărie cu ea! Hai! Crezi că ai s-o poți trage? Poți să iei caii. Caii sunt ai mei, nu alu tata. Du-l, mă, la o parte, ce te uiți la el, mă? Părerea mea e că e mai bine să lași caii în pace. De ce nu vrei tu să înțelegi că n-am? E aici 1.000 de lei. Și mai încolo, așa, discutăm. Păi tu ce crezi, că noi fătăm bani? Peste o săptămână, două, îți mai plătesc. Să duce fii la București și îți plătesc. Nu, 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 păi dă... Dumnezeu, mă, Sinelie, de 6 ani de zile de când mă tot cări cu dumneata. Parcă trebuie să-mi plătești mie, nu statului. De ce nu vrei dumneata să plătești odată și să scapi de belea? Ce aștepți? Păi de unde să-ți plătesc, bă, dacă n-am? Dacă aș putea să fac bani, aș făcea și eu, domn. Domne, rasă de om ca dumneata n-am mai văzut, domne. N-am mai văzut. Toată lumea își plătește loturile, numai dumneata o întinzi ca Gaia Mațu, de mai bine de 15 ani. Care 15 ani? Cum care 15 ani? Păi câte de la război, de când ți-a dat statul loturile? 16 ani, 17 ani. Care 17 ani? 17 ani de zile. De când o tot lungești, o lungești, ba cu plata titlurilor, ba cu foncirea. Sigur, vine conversiunea și te scutește. Ai 14 pogoane de pământ. Și din 14 pogoane de pământ, auzi, măi, frate, mă, nu reușești să-ți plătești loturile pe care ți le-a dat statul pleașcă. Care 14? Care pleașcă, mă? Mă, Nea Ilie, de 6 ani de zile de când sunt agent, îmi tot scoți ochii, ba cu 500, ba cu 550, ba cu 600 și un leu. Păi bine că-ți dau și leu ăla. A, bine că-mi dai și leu ăla. E, las că vedem noi anul ăsta. Las că vedem noi anul ăsta. Nu te mai las eu să-și joci comedia. S-a terminat? Ajunge de 15 ani de zile, de când toți joci tiribomba. Hai, mă! Dacă nu vii la primărie să plătești, peste 2 săptămâni vii eu aici, cu jandarmii. Și te iau și pe dumneata. Nu numai cai, legat te iau. Lasă că stăm noi de vorbă. Oicule, plătește-mă foncirea. V-ați învățat să tot amâna să-i lațai, dracu! Hai, noroc, băi! Noroc, bă, o dumesc! E, al dracu! Vasile! Ai de
L-am păcărit. Hai. Pe când mi-ai dat tu pe salcă? 1200. I-am dat numai 1000. L-am păcărit cu 200. 100 am dat-o la ocol și... Bine, măi, asta. Uite, te mai amân până după 10. Ca să dea dracu să nu vii singur cu banii... Morumete, te-ai mai gândit la ce spus eu de dimineață? Cărbacă! Vă-ți dau bani frumoși. Cărbacă, măi! Plătește fungirea! Locu? La ce dracul mai ții? Stă de atâția ani acolo și crezi că aieți pe el. Să zici că ți-l cumpără careva, nu e bun că e înghesuit. Dar ca să fac un coșar pe el, e bun. Bună ziua, Ilie! Noroc, mă! Noroc, mă. Bă, cu ăsta? Al Băldii. O fi însurat? Nu. No. Ce te vine? Păi tu n-ai văzut? Ce să văd? N-ai văzut, bă, ce urât e? Îl dau dracului de om, care eu îl întreb una și el face pe surdul. Las că vii tu la poarta mea. Păi, bă, nu sune, bă, degeaba te super, bă. Nu e locul meu, bă, e al soră-mi. Nu spus e de dimineață? Ori tu ești zăpăcit. Pași, bă, mătă de chior. După ce că ești chior, nici n-auzi bine. Toată ziua stai în drum și bei tutun și la Sfânta Biserică nu vrei să mai vii, Ilie. În fundul iadului o să-ți ajungă sufletul. Să fi auzit tu ce cazanie s-a citit azi la biserică. Nu cel ce se grijește de viața asta care-i trecătoare o să vie în împărăția lui Dumnezeu. Ridica voi ochii spre ceruri și voi prea slăvi mărirea ta. Și dă-ne nouă, Doamne, cât mai multe leturghii și colive și adă cât mai multe proaste la biserică, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ce să mai bucură Satana când te aude vorbind. Uite așa bate-n pumn de bucurie. Dă-te, fădacile. Silei! Bă, tu n-auzi? Ce e, bă? Negru trebuie să-ți mai fie sufletul ăla de păcate și de tutun. Dormirai, buștean, că până acum trăsești la juc. Vezi că în coșul căruții e niște obăs. Ia și tu și de la caia aia. Victore! Ce? Ia mă, Tesla, hai să te rămâne la copilul la coșarul ăsta. Paraschive. Acum ai vrea să ai banii lui Bălosu. Dar uite că Bălosu vinde porumbul cu 70, tu-l vinzi cu 60. Și când eu am vrut să fac rost de bani, ai râs de mine, e? Acum descurcă-te. Băi, mutule! Vino încoa! Jucați tot călușul. Tito! Du și spune-i Polinii să vină în poiană. Nu mă duc, mă. Nu mă duc. Firar neamul lor al dracului să fie. Să creadă Victor că mă duc pentru el. Ilinco! Ia vină de-aș. Du-te, Ilinca, tu și spune-i Polinii să vină în poiană. Hai,
Bună ziua, Birica. Ce e? De ce m-ai chemat? Ce vrei? A să zic că Polinu, eu te fluier și tulpui pe taică că o să mă înjure. Te măriți, ai? Dumnezeu tău, că n-am știut cine ești. Nu puteai să-mi spui mai devreme că nu-ți mai place de mine? Păi ți-am spus. Când? Joi, după pași, nu mai ții minte? Și apoi ce? Trebuie să spun ție cine-mi place și cine nu? Pe cine îmi place, pe ăla-l iau. Hai, mă, Birică, nu fi supărat, că mi-a fost frică de tata și de-aia n-am ieșit. Eu credeam că tata știe de tine. 11 frați suferau vraja de a rătăci în timpul zilei, ca 11 lebede și la apusul soarelui, cădeau îngrămădiți în mijlocul mării, iarăși oameni. Promete! Ești acasă, mă? De! Bună seara, Catrino. La el azi vreau bună seara, că nu merită. E proști. Dă-vă și tu o țigare. Auzi, Irăți? Aia mare lui Bălosu. Polina. A fugit cu Birica. Aha. Bine i-a făcut. Dar le măsă de chior. Ilie, nu mai vorbi așa. Ai și tu fete de măritat. Mă morbete. Ce-i cu asta, bă, cu Albea nebunit? Mi-a scris soale în paștere măsie. Dă-le măsa de jupuit. Face pe nebunul. Știu, bă, morbete. Pe ce crezi tu, domne? Crezi că statul nu știe că acum n-are țăranul cu ce să-și plătească foncirea? Niculae, ia zi. Grămădiți în mijlocul mării, iarăși oameni, ca să scape de vrajă, sora lor... Trebuia să țeasă cu mâna ei, într-un timp dat, neavând voie să vorbească, 11 tunici de urzici. Ea n-a avut timp să termine brațul unei tunici și frățiorul cel mic a rămas cu ceva din aripa de lebădă. După ce stă ploaia, plecați? Da, mă, plecăm. Hai, bă, bagă aici. Nu e așa că vă întoarceți tocmai la toamnă? Așa. Hai, mă, Achime, să mergem. Când mai ajungem noi la București? Ce e către noi? Ce crezi că se mută București din loc? Hai, Brunel, e două dracu. Paraschive. Ce e, mă? Ca ei au ceva în iesle? Te-am pus niște coceni. Ai pus.
Hai, da. Ieși, rei, să tu ieși. Hai. Haide, brrrr! Achime, vezi cum îi faci pe acolo. Aud că sormea Guica clânțene pe la toate ulucile, că nu vă las să vă căpătuiți. Auzi, nu vă las eu. Hai, bă, Achime, hai odată, bă! Acum ce-i fi așteptând? Achime, vezi că peste o săptămână începem secerea. Cumpără câteva seceri și trimite-le până Scămosul. Unde să-l găsesc eu acolo pe Scămosul? Păi întreabă și tu. Bă, unde trage el de Scămosul de la noi de sat? Lovior moartea de vorbă. Băiatul pleacă și tu. Achime, mamă, cumpără și mie, mamă, o basmă. Ia, Achime, auzi și băta. Trimite-i și așa, ca la vreo duzină de basmale. O duzină de basmale. Cloșcă ce ești. Bine, mă. O să te duci de mâine la școală. Act. Domnul Ilie Moromete, din satul Cutare, județul Cutare, consfințim noi că nu mai are dreptul să plătească foncire și impozite. Lasă-o, dracule, Ilie. Hai, mă. Ție-ți convine să râzi, dar întreabă-mă pe mine. Ai mult de plătit? Lasă-o moartă, Ilie. Anul trecut nici nu știi dumneata că eu personal am oprit pe perceptor să-ți confiște căruța. Păi dacă tot o amâi, te pomenești că ți-a luat ceva din casă? Nu. Nu, nu mi-a luat. Dar o să-mi ia. Ce-o să-ți ia, mă? Hai, lasă-o, Marta. Lasă că dacă o să fii ales în Consiliul Comunal, ne descurcăm noi. Ce zici, Moromete? Ia. Nu? Domnule, i-am dat drumul să ducă la București. I-am dat drumul să ducă la București. Și vorba să-mi trimite ceva franci. Dar mi-e frică să nu vină iar jupuitul după foncire. Nu, nu pricep nimica. Păi n-am că i-am dat drumul la București lui Achim. I-am dat drumul lui Achim, lui Fimiu. Da, și? Și e vorba să-mi trimite niște franci. Nu pricep. Păi n-am acum să-i dau orele la foncire. Da, și? Îi dăm 4.000 de lei să-i dau la foncire și când mi-o trimite fiul meu francii, ți dau un drăt. Păi de ce nu spui așa, domnule? Pe prieten îi împrumut cu plăcere. Hai, la cârțumă, că n-am bani la mine.
Hai, hai. Ia vino, bă, până acelea. Hai, domn Florin, că intră cu noi să mănânci. De ce porți pușca aia zbunare? Unde, bă, Vasile, asta, hai? Că trebuie să le iau la post. M-a băgat caii, nu văd zupa nimanica. L-a bătut scăpătă. Mă rog, bă, țugurlare! Nu stau cu mii la discurs. Cine cu mine, bă, bă, oarba? Nu, nu. Nilă, dacă nu-ți rămâne voi cu buzele umflate, hai, dade. Tu știi ce zice alea în sat? Că tatu vrea să lase ălea bătrâne și casa și jumătate din locul de casă. Pentru că ești bleg și umbli cu capul între urechi, de-aia. Ia verea de la viața maică ta și lumea are să țină cu voi, că tatu cu nimeni nu sare bine. Nu, că lui e rușine de lume. El nu înțelege că lumea râde de noi tocmai de-aia, fiindcă îi lăsăm pe ei să ne mănânce munca noastră. Băi, Nilă, tu știi ce zice lumea? Că noi suntem proști. O să te tragă fetele de turul pantalonilor. Zici că ești flăcău. Eu m-aș fi însurat de 10 ori până acum, dar n-am vrut. Tot pentru voi, pentru tine și pentru Achim. Să vă fac și pe voi oameni. Da, faci tu oameni. Mă mir că nu te vezi. Cui fi ca tine să dau un gropi. Ia, nu vă mai certați atâta. Spuneți mai bine când plecați, ca să vă fac ceva pentru drum. Paraschive! Stai! Ce, bă? Ce vrei? Ce te-ai oprit? Mă, unde mergem noi? Cum o să secere tata fără cai? Prostul, dracule! Hai, mai Linco, dă-mi, tu n-auzi? Și mie niște flori. Mai taci-mă din gură! Stai locului. Până mai alaltă te țineai de coada oilor și acum te găsi coroana. Îți dă o flori din grădiniță ca să faci coroana altora, da. Hai, mai Linco, că mi-ai zis domnul vădător să nu mă duc fără coroană. Mario, mai lasă și tu lucrul ăla și vină la biserică să ascult Sfânta Evanghelie. În iad o să-ți ajungă sufletul. A, să mă duc eu în iad. Ce iadul? S-a întors cineva de acolo? De, așa e. Că n-o fi mai rău cap aici. Și sufletul? Ce e sufletul? Un abur care se tot plimbă. Păi se plimbă? Ce trebuie să fie în sufletele voastre? Stăpânește la spurcatul. Păi stăpânește. Mamă! Mamă! Spune lui Ilinca să-mi dea și mie niște flori din grădină. Că mi-a spus domnul învățător să nu mă duc fără coroniță. Păi du-te și tu în grădiniță și ia-ți. Da, că voi să faci grădinița aia. De când te-ai făcut și tu, mă, așa cărpănoasă? Și tu ești milostivă pe munca mea. Uf, iar pare. Ilinco, unde ar fi băieței ăia tu? Sunt cu cai la islaz. Dar ce n-or fi venit până acum? Du-te și întreabă-i! Vorbisem cu la marele să fie să-mi dreagă podul, că s-a stricat la căpriori. Ce e cu voi, bă, nebunilor? Ce-ați alergat caii ăștia așa?
Bă, voi n-auziți? Nilă, tu ești surd? N-auzi, bă, că ne-a gonit pândarii. Ne-a intrat cai, nu o văzi. Ireața-i dracu să fiți. Eu vă fac ciorapi și voi nu sunteți în stare de nimic. Ireața-i naibii să fiți cu boturile voastre. Bine face astea că vă ține dezbrăcați, că sunteți proști. Niște proști. Taicule. Ce vrei, bă? Dă și mie pălăria ta să mă duc și eu la sermare. Pleacă, bă, de aici. Hai, tată, dă-i pălăria să pleci odată, că bâză e de azi dimineață. Na, bă. Na, pleacă de aici, căpățânosule. Ai un cap cât o bariță. Unde te duci tu? Ce cauți la școală? Porumete! Dă! Ești acasă, bă? Păi unde? Puneți mâna și ștergeți bine ca ea. Hai, noroc. Noroc, bă. Noroc. Ia-și tot țigare. Hai, mai bine la cărcioar să bem o țuică. Fac eu cinste. Ia uite, ce te-ai apucat, bă? Bă, păi dacă am stat să numără de câte ori am făcut eu cinste, ești prost. Păi hai de să numără. Las, că ești. Hai să rog. Mai bine spune ce mai zice Aristide. Da, da, lămasă. Că să venim la întrunire, că acu vin alegerile. Băi, ascultați-mă cu mine. Nu o să mai apuce alegeri nici Aristide. Și nici nimeni. Unde pusești atârcătorul? Și cum zici tu, Cocoșilă, că nu se mai fie alegeri? Păi adică cum să conducă cineva fără să fie ales? Bă, știi ce am făcut eu azi noapte? Am făcut la țigări și m-am gândit. M-am gândit și am făcut la țigări. Bă, voi auziți? Am băut la tutun toată noaptea și stam și mă gândeam. Și iar am băut la tutun până m-a luat dracu și am adormit. Și la ce te-ai gândit, mă, Cocoșilă? Bă, nu vă spun că sunteți proști și nu știți să vă țineți gura. Hai, bă, spune odată, la ce te-ai gândit? Bă, intrați și eu la Marinescu să iau o țuică. Mai era acolo încă doi, stăteau în picioare și discutau. Nu și-o fost ei, că veniseră cu gabrioletă. În tot cazul la mendeștepți, bă, nu proști ca voi. Dar mă încărcat. Spuneau că să vină legionari la putere, că țărăniștii nu sunt contra lor. Zicea că s-a terminat cu partidele, că nu mai sunt în stare să guverneze. Că a dus seara la rupă, băi, și trebuie oprită, să nu se rostogolească. Am așa să oprească victorul ăsta al lui Bălosu și cu obei să nu se rostogolească. Am nu vezi că spui prostii. Păi vedeți că sunteți proști. Cu legionari ăștia nu-i de glumă. Dă-i, bă, încolo, dacile. Pe câte voturi ai avut ăștia în iarnă? Trei pisici cam costelive se certau ca niște proaste și ajunseră plângând la cotoiul cestalene ce și mațele ghiorăinte. Sărbare. Auzindu-le pricina, el se ridică agale, îndreptate procedând. Mușcă și de aici nițică ca să potrivească vrând, apoi iar și iar și iară când aici când colea greu, vrânlor rău să nu le pară, cotoiul a mușcat mereu, până se sătură pe sine, până se sătură pe sine și lăsă părțile mici, atunci le potrivi bine și le dete la pisici. Bravo! Al dracului Cotoi. Auziți, bă, Borovete? Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae. A cui a zis că e, bă? A lui Ilie, mă, a lui Moromete. Ce schiuși, ia, bă, pălăria de pe cap! Da, auzi, bă, ce zice, da? Săracul de el. Nu i-am luat și lui o pălărie. Uite că nu știi să o poarte. Stă cu ea pe cap. Spune poezia. Hai, mă, mai trebuie, Nicolae, bă. Semănătorii harnici, sacul sub soară. Ajunge, ajunge, Nicolae, ajunge. Lasă-l, nu-ți mare și curată cu mare. Lungul bă, braz de
Ajunge, Moromete. Ce are ăsta Baltu de nu-l lasă să spună poezia? Premiul 2 la fete, Paliu Umbaria. Nicolae, ce e bă cu tine, ha? Mama, George Costru, îl va durea pe repede scurt. Azi îmi vine rândul la friguri. Două zile mă lasă și una mai am mare de noi de capăt. Hai, hai cu mine, poți să mergi? Hai. Acolo, mamă, te zăresc, pe tine într-o căscioară. Hai pe aici, pe la soare. Taigule, vitesc, e frig rău. Hai, hai. Mă duc jos. Și voi vă îmbolnăviți? Când nu trebuie. Eu când vă spui, nimic. Nicolae, hai scoală, hai. Hai mă sus, hai, hai mă scoală. Mă lasă și tu băiatul să doarmă. Pune fa mâncarea aia odată, că ne găsește prânzul de pe cați. Păi acum ce fac, mă? Ilinco! Hai, mă, scoală, n-auzi? Mămăliga, și două la scoală, să mergem la secere. Ile! Ce vrei, mă? Umple, mă, cota! Nu, că așteptam să mi-o spui tu. Unde sunt fa secerile alea, ha? Vrei să te strige? Nilă, adu păcura, să ungem puțin roțile astea. Ce roți, bănule, amunți ieri? Atunci de ce scârții? Li, vezi că pe seară trebuie să mergem să-i secerem și Luga Maria. Da. Li, blecule! Ito, să nu uităm ceapa! Bă, unde-i Nicovala? Uite-o. Mamă! Sara, aoleu, am uitat Sara. Dar capul de ce nu ți-l-ai uitat, să știm, baremos o coteală. Haide, sudat! Nicolae! Păi, Nicolae, dacă era bisisica, mai dormeai și tu. Hai, dic, 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 hai! Hai, dic, 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 hai, mă, Nicolae, mă! Hai, mă, dic! Când să începeți o dată? Că v-a bucat prânzul. Parcă tu nu știi. Până la dracu cu botul lui. O să văd? Ce mă? Te va la lupe să-ți aibă tine. Ce zicea? Dacă mă cupești în sacul tău, mă. Ito, mai fi un ac la tine? De ce? Păi din oră că m-am dus să fă legături, mi s-a rupt puta din foc. Bă, bădare, bă! Ia de bă secerea aia ta să văd cum taie. De bă secerea, n-auzi?
să cer cu asta? Hai, dați drumul odată! Mila! Nu te mai dea așa la mine! Bă! Trecoa din aur, m-am dat lui Godârlache și întrebă de tine! Bă, vezi tu, frate! Mă, Nicolae, mama, ia și tu secerea așa, apucă-te de treabă! Hai! De ce, mă, Nile, nu-ți mai place manda? Păi și-a făcut și strustoră! 20 de perne și-a făcut! A luat tot spuțiul lui Scavolta! Victorie! Lasă-mă podul mai jos, că să pierd cam multe paie! Ia furia, mă! Au, mă, pe el, mă, cine, mă! Băi, Nile! Vezi când trece o barză pe acelea? Spune-i să te ajute, să-ți adune spicele astea. Păi degeaba te uiți așa la mine. Îngele, doamne. Hai, tate, leagă-ți dobiștea, că ne apucă noaptea. Ho, bă, ce strigi așa? Mă speriași. Mama, ce arde. Trimite pe care v-am curat în gultă. Mă duc încolo, dacile. Bă, băicule, bă! Ce facem, bă, cu soarele ăsta? Ne topește. Cine? Soarele, bă. Tu nu vezi ce arde? Aia cirea la umbre. Ia. Doar moartea de țigară, Ilie. Sau sucă legăturile ție, ce arde de dai pas. Pirico! Tu nu vezi că calul ăla n-are ce mânca? Nu te jură ferește armă de preparul. O să mănânce românul la pâine, voicule. Te mă, Moromete. Ăla nu-i Birică cu Polina? Bă, când s-a împăcat ăștia cu Bălosu, bă, devine de secere la el. Știu eu, voicule. Bună ziua, Neili. Bună ziua. Bună, Birică, tată. Bă, să vezi că ăștia sunt caiere. Bună ziua, Nea Tudore. Stai. Nea Tudore, am venit la secer. Hai, ne înțelegem ca oameni. Ce vrei, mă? Crezi că mă socotesc cu tine? Firico! Du-te și calul pe Victor să vină cu-a! Firico! Nu te duci nicăieri, stai aici! Pleacă, fătul, zraiu, mati! De ce n-asculți tu? Nea Tudore, de ce n-asculți de vorbă bună? Hai să ne înțelegem. Și voi te căscați gura, bă! Ca cu pumparul pe toți! Victore! Hai că te cheamă tata! Hai, fă să măsurăm partea ta. Bă, stare, bă! Tu mai lapte, cum să mă! Din ăla care-i turnat sucul la nevestit din cap! Cum au venit, fa? Al lui Birică? Păi ce să caută al lui Birică, fa, pe lotul nostru? Păi ce treabă are el pe lotul nostru? Mă, lui Birică! Lasă-l să latre. Mă, tu n-auzi, mă! Ce, mă, ăsta-i lotul lui Tactu, mă? Ce cauți tu pe lotul nostru, mă, în pașii Dumnezei de hoți? Mă, te îngrop aici, mă! Dă-i în Victor, mă, paștele, măte de hoți! Stai, băi, stai, bă, Tudore, băi, ce faci, băi, tu, toată lumea să te furcă la bătaie. Stai, bă, ce dracu aveți, bă, oameni buni, bă. Râsul lui Mirasa. Băi, Tudore, și tu, băi, bă, să poate, bă, ce... Du-te, mă, luăm. Ți dă în mine, Birică. Dacă mă dă aici. Dă-te-mă la un pat. Mine. Lasă-l în pace! Să nu zică lumea că a venit fata la mine și a îngonit-o. Hai. Mai vedem noi. De ce nu m-ai lăsat? Dacă nu spunea el, aoleu, mamă, de ce m-ai făcut? Victore, lasă-l, Victore, îți turti Birică facultățile. Tot Birică o să vină la poarta noastră, ai să vezi. Hai, dă-te jos, Dacile. Hai, mă, ce ai rămas ca blegul? Lasă, că a fost vrenic. Și la școala la premiul întâi și la secere a fost vrenic. Dar ce n-am urât? Bă, Niculae, tu ții secerea de parcă ai fi o varză.
la masă. Voi n-auziți? De ce n-ați încălzit, frate, fasolea asta? Eu credeam că e rece. Ce să fie rece, mă? Fasole! Fac mă, după foc! Of, îți arde de prostii. După ce că nu muncești, nici nu taci din gură. Dar ce am zis eu, frate? Păi de unde să știu eu că arde? Mamă. Mamă. Ce-i, mă, Nicolae, mă, de ce nu dormi? E spus-o tata? I-am zis, măi, am zis, hai, lasă-mă să mă culc o dată. Mama, roagă-l pe tata. Eu îți spun la premie, fără să mă duc prea mult la școală. Eu o să învăț și o să am bursă. Și după 8 ani o să ies învățător. Vezi, să nu te fac eu popă, nu învățător. Bă, voi vă odihniți acolo sau ce faceți? Tu ce vrei, Nicolae? Vrei la școală? Acum? Azi? Mă, adică trăierăm la amiază. Stai și ia o găină. Tu de ce stai? Azi, mă! Tu vrei să caute în chichița lăzi. Îți dea să cumpere o litră de țuic. Executare! Bă, țugurlane! Băi! Ia o țigare, țugurlane. Aș vreo 600 moromete. Ce, duble? Da. Na. Dar vreo 500 tot ies. Eu zic că toată iarna o să mănânce românul la pâine. Câte pogoane ai tu de la moșie? Două. Și din astea două, jumătate trebuie să-i dai cu Anemarica. Mai rămân și paiele. Păi de ce stai tu aici să muncești tu pe moșia astea? Dar ce să fac, moromete? Du-te, domnule, în lume! Cum adică să-i dai eu jumătate de munca mea? Am pus că rămân mie paiele. Adică vrei să spui că nu e pe din două din moment ce-ți rămâne paiele? Tocmai. Atunci se schimbă socoteala. Auzi, moromete? Ia două măsa pe coana Marica cu moșiei cu tot. Ia zi și mie, ce face, cade sau ce dracu face guvernul ăla? Băi, inocente! Țugurlane! Ce, mă? Mă, Țugurlane, mă! Hai cu mine! Stane! Stane! Ce ai de gând, Stane? Ce vrei să faci cu Stane? Vreau și eu să văd dacă e adevărat că e mai puțină făină. Nu o să pot să vezi, Stane. A, da. Dacă nu o să fie mai puțină, nu o să fac nimic. Hai, mă. Udubeașcă, Gheorghe. Doi saci. Câinarul Vasile. Trei saci. De ce l-ați bătut, mă, pe Ion Alumiai? Cine l-a bătut?
Pratită l-am bătut. Ia vină, mă, acolo. Iar ai venit, mă? Să mă faci tu pe mine hoț, ha? Dumnezeu, măti. Dar de ce te-a făcut, mă, hoț? Dar tu ce te bat, mă? De ce v-a făcut hoț? Să spun eu de ce? Ce să spui, mă, ce să spui? Prin țeava aia din făina oamenilor, de-aia te-a făcut hoț. Sau vrei să zici că nu e așa? Ha? Ce ai zis, mă? Dumnezeu, măti. Te omor, mă. Lasă-mă, du-te, mă, de aici. Du-te, mă, că te omoară. Lasă-mă! Lasă-mă! Du-te, mă, înăuntru, mă! Hai, țucurlane, fugi, 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 fugi! De ce să fug? Adenastase s-a dus după ajutoare. Hai, cum ei sunt hoți și o să fug? Ei s-ar cupun mâna mine și o să fug? Să stăm aici cu toți, să cântărim sacii. Îi dau în judecată. De ce să fug? De ce dai mine, domn șef? Las că-ți pui eu la post, hai. Alumiai, hai și tu la post. De ce dai mine, domn șef, dacă nu știi despre ce e vorba? Aoleu. Nu știu despre ce e vorba. Nu ești tu ăla care a sărit și a dat cu pumnii domnul Tache? Nu. El a sărit cu pumnii la mine. Da. Da. Și de ce n-ai venit la mine să-mi spui? Ce, eu sunt aici de florile mărului? Am întrebat de ce e făină mai puțină. Așa. Și de ce a dat în al miai. Și atunci a sărit la bătaie. Ce stai la discuție, jandar? La post cu el! Făină lipsă, zici. Domnul primar e hoț. Pentru toată lumea, domnul primar e domnul primar. Iar pentru tine e hoț. Da. Pentru mine, domnul primar, e hoț. Părică, nu te simți neașul! Săriți! Stai-mă! Ce stai să mă puneți pe el? Domnul primar! Ce pui jandar? Nu-i pe mine, domnule primar, dacă ești cinstit. Dar nu-i cinstit, domnule primar! Săriți! Jandar! Și ți-e frică să afle lumea că ești hoț? Vii la mine acasă să-ți iei arma, domn șef. Dă-mă arma. Hai, Ioane. Dă-mă arma, mă. Dă-mă arma, mă. Tucurlane! Tucurlane, nu te suta cu focul, dar... Ei, am face mai dă-mă, mă, arma, mă, nu mi-e bun, mă. Bă, Tucurlane, bă, dă arma, copățeni, mă. Hai. Noroc, moromete. Noroc, bă. Ce-i, bă? Ia o țigară. Ce dracu, mă, țugurlane? Acum tot pe mine ai necaz. Uite, Elie, dacă era după mine, îl luam la post, îi mai dam o mamă de bătaie și gata. Dar eu... Dar eu ce să fac dacă Aristide a dat telefon la prefect? Acum și el s-apucă să facă dreptate. Acum te las. Hai că... Hai că ăștia trebuie să ajungă la Roșiori. Hai, mă! Noroc, moromete. Las că trece și asta, spun eu. Să fii sănătos, țugurlane. Tată. Ce e, mă? Eu mă duc la școală. Du-te, mă.
Să vedeți voi, ca să mă duc. Nicolae, mamă. Nicolae, vină, mamă, și mănâncă. Măcar nu-ți mai râde de el, dacă altceva nu ești în stare să faci. Mai vrei? Păi de asta te-ai dus tu acolo, domnule? Unde să mă duc, tata? Cum unde? La București. Mă întâlnesc cu alte scămosul și zice... Bă, Moromete, fii tu ăla, Achim, e mare și tare la București. De bă, scăpăsule, zic. O fi? Zău, bă. Păi eram la obor și intru într-o cârciumă să iau ceva. Și când coro, pe cine văd? Pe Achim. Era cu una care a fost servitoare la Popa Provincianu. Și era îmbrăcat, mai să dulcunosc. Cu cravată, cu pantofi, ce mai? Aia e. Și ce e, mă? Ce dacă avea pantofi și cravată? Le-o fi găsit și el pe undeva de ocazie. Dar ce, bă, Paraschive? Ce-am zis eu ceva? Ilie, n-auzi, mă? E să nu se întâmple ceva cu băiatul ăsta, cu Nicolae. Ce se întâmplă? Păi tu nu înțelegi, mă, că e dragă școala. Păi să ducă cine ține. Ilie, eu nu mai... Nu mai pot să știi, îmi iau câmpii. Auzi, mă, nu mai am somn. Mă chinuie visele astea. Acum l-am visat pe Nicolae. L-a luat sanitarul la spital. Și când m-am dus la spital să-l văd, la morga era o luminiță. Doamne, a murit băiatul azi. Și m-am deșteptat. Să vedem. Că trebuie strimată și la de la București niște bani. Că a trecut două luni. Ilie, Ilie, mie să spui limpede. Dau orba. Să știi că al minteri eu vând un pogon de notul meu și dau băiatului bani să se ducă la școală. Ce-i, mă, băiatule, mă? Ce-i, mă? Cartea mea. Ce-i cu ea? Ea mi-a luat-o ca să nu mai văd la școală. Mai taci, mă, de-n gură cu cărțile tale. Că pe mine de cărțile tale mă doare. Nicolae, auzi, mă? Hai că spun eu unde e. Dar spui ce îngroapă pisica. Nu vă e milă de el. Nu puteai să-i dai, mă, cartea să nu mai plângă. Iar o să-l apuce frigurile. Păi să-l apuce. Ori l-ai și văzut, domn. Din gură e ușor să-l dai la școală. Hai, deschide care la poartă, hai! Atâta ura ai în tine, Paraschive, că dacă ar muri taică, tu nici ne aștepta să-l îngropăm bine. Și ne și azi vârli în drum. Dar păcatul tău să fie, că v-am crescut ca pe copiii mei.
Hai, mă, hai, scoală aici. Hai, n-auzi? Dă-te-mă la o parte, n-auzi? Oh. Oh. Bă, tu n-auzi de la o parte? Oh. Ilie, lasă-l mă în pace, că până acum a plâns. I-a ascuns ăștia cartea. Ce-ați făcut, bă, cu cartea băiatului? Ha? Cine întrebă noi? Trebuie pe Ilink. Mie mi se pare că am văzut azi dimineață o carte în grămada de bălegar, da? Ia du-te și caută cartea acolo unde zici că ai văzut-o. Hai, du-te! Limba să o ștergi, boule. Moromete! Ia-mă. Ce vrem? Plătește concirea. Păi ne-am plătit-o. Moromete, uite, dom'le, care e chestia. Plătești ori nu plătești? Ai făcut 500 de duble cu greu. Păi acum nu mai merge cu făfârlica. Păi tu n-auzi că greu n-are preț? Cum vrei să dau greu cu 27 de lei dubla? Pe mine asta nu mă privește. Dacă în două ceasuri nu vii la primărie să-ți plătești concirea, să știi că vin cu șeful de post și ți-au vita. Clar? Bună ziua. Hai, mă. Hai, acum la Dumitru Lunae. Ce e, mă? Ce veniți toți pe capul meu, mă? De ce nu-ți plătești, mă, impozitele? Ah, înseamnă că vrei să ți le plătesc eu din buzunar, ai? Domnule Alexandre, mai amână-mă cu vreo două luni. Nu pot să vând greu la prețul de acum. Mai nu pot nici două zile, mă. Nici două ceasuri. Păi veniți toți la mine, parcă eu aș fi statul să vă scutez de impozite. Păi statului trebuie să-i plătești, nu mie, omule. Păi n-am de unde să plătesc. Ce-i să-mi faci? Ce-am să-ți fac? Îți iau vita din bătătură, bă! Păi cu ce drept? Statul nu-și cere dumii tale să-mi pui sula în coaste acum când n-am de unde să dau. Așteaptă până la iarnă. Că statul are destui bani, nu ca mine care... Moromete, te-am amânat destul. Gata. Bă, anul ăsta, finanțele ei mai ale dracu ca oricând. Uite, am aici ordinul 4020. Azi, mâine, gata, trebuie să plătești. Gata, nu se mai poate. Hai, du-te acasă, vinde și plătește că n-am ce să-ți fac. Nu mai ține cu amânatul, Moromete. Ascultă-mă, Romete! Cum treci așa pe la primărie și te faci că nu mă vezi? Mă opresc cu la telefon! Cine e? Am de discutat ceva cu dumneata. Da, Marinescule, ce vrei? De câte ori să-și spun, mă, că nu se poate! Bă, am circulară, nu pot! Să-i la perceptor să mă mai amâie cu foncire. Dar nici nu vrea să audă. Pentru mama care m-a făcut. Am avut de două ori întrunire la bancă. Credeam că ai să vii cu Cocoșelul și Dumitru lui Nare. Dar nu te-am văzut. Ori te iei după prostiile care le-a spus Sugurlan și îmi faci o poziție. Adică cum? Venirea alegerile și nu ne văzut și pe noi votând? Era important să veniți la întruniri să vă vadă lumea. Dacă vă vedeau oamenii pe voi, veneau și ei. Uite, așa câștigă teren ceilalți, Moromete. Și o să fie groasă de tot în scurt timp. În fine. Ce mai faci?
Am auzit că ai vândut din grâu. Ce te uiți așa la mine? Știi pentru ce te întreb? Păi asta bag și eu de seamă. Doar nu ți-o fi venit în gând să-mi cer banii aia. Ba chiar mi-a venit. Îmi trebuiesc bani. Păi n-am de unde să-i dau. Nu pot să vând grâul la prețul ăsta de acum. Asta nu mă privește pe mine. Am vândut puțin să dau băiatul la școală. Dumitre, unde te duci tu acum? Mă duc să vorbesc cu perceptorul. Nu te mai duci. Te duci degeaba, dă-l în masă. Hai acasă să-ți vezi de treabă. Ne strânge de gât, Dumitre. Crezi tu că un popor întreg o să rabde să ne ia bucatele pe nimic? Ori ridică prețul la greu, ori scade foncirea. Și foncirea cu ce o plătesc? E vreme până la primăvară. Și dacă mi-a vita din bătătură? Nu ți-o ia. Ascultă aici, nu se poate să facă ei una ca asta. Nu se poate pentru că e pericol. Te rog să mă crezi. Hai să mergi. Moromete, eu ți-aș da, am bani. Da. Ăsta e capitalul meu și îmi trebuie repede îndărăt. Păi în cât timp? Păi cam maximul o săptămână. Peste o săptămână cumpăr iar găini și plec cu ele la București. Așa că vezi. Într-o săptămână ți-i dau. Băi, eu am bani. Am oile alea pe care trebuie să le vând și le aștept pe Achim. În două, trei zile se întoarce. Mă duc cu ele la obor sâmbăta ce vine și duminică ai bani. Nu pot, Moromete. Îmi trebuiesc bani. Păi n-auzi că duminică... Păi... Acum... De ce-i fi crezând tu că nu se întoarce Achim cu oile de la București? Crezi că te mint? Eu îți spun, dar să nu mă înjuri pe urmă dacă nu o fie adevărat. Știu de la Cătănoiu. Ce știi de la Cătănoiu? Ilie, băieții ăia ai tăi sunt înțeleși între ei să fugă de acasă. Achim nu se mai întoarce cu oile. Cum? Ce spui tu, scămusule? Poate că o fi mințind de la lui Cătănoiu. Sunt 3 luni de când a plecat. Nu mi-a trimis niciun ban. Nu mi-a trimis niciun leu, scămosule. Achime, Achime. Nilă, Nilă. Paraschive, Paraschive. Eu nu cred să fie adevărat. Nu cred că băieții dumitale... Băieții mei. Băieții mei, scămosule, sunt bolnavi. Să fugă de acasă? De ce asta? Nu i-am lăsat eu să facă ce vor? Absolută libertate le-am lăsat. Parcă dacă veneau la mine și îmi spuneau, bă, noi vrem să fugim de acasă. Crezi că i-aș fi împiedicat? De ce să fugiți, frățioare, le-aș fi spus? În ce nu puteți să mergeți?
Când auzim picotele babei, luăm unii legătură a pădurii și pădunele. Strângea lemne, se păru când stă... Ierde pe încurătacile. Hai, du-te. Ce s-a întâmplat, Ilie? S-a fi dus împrumut de la careva și n-a găsit. Las că am trecut noi prin vremuri și mai grele. O să vindem și o să plătim. Scoală-ți fost, mă, n-auzi? Ieșiți afară din casă! Ieșiți afară! Hai, de ce vă trebuie. Lăsați-l în pace. De dacă l-a plecat foile de trei luni, fără să se întâmplă. Tito! Filinco! Haide repede! Ia-le ștupare de acolo! Hai, fa! Hai, ia că te poți! Hai, mai repede! Să nu te întâlnești pe ei, iau-o prin dos! Haide! Plătește poncirea, bă! Moromete, plătește! Agentule, o să vindem și o să plătim. Mai amână-ne. Nici o amânare. Aveți pământ, ați făcut greu, vindeți și plătiți. 3.000 plus 2.000, 5.614 lei. Păi n-avem de unde. Mai amână-ne. Nici o mânare. Vă iau țoarele. Ia deschide lada aia. Agentule, nu ne jupui. Treci pe dincolo. Ia, ia sacul ăsta cu lână. Și căldarea. Nu! Și căldarea, nu! Și căldarea. Nu mă dau căldarea. Dă-i drumul. Nu! Nu mă dau căldarea, nici moartă. Orice, orice la rugă. Dă-i drumul, auzi? Nu dau drumul la căldarea, asta e căldarea mea. Ilie. Ăștia-s banii băiatului de școală. Păi ce credea el, domnul Muromet? Că suntem bătaia? Nicolae, nu te lasă mama pe tine. Vând din pământ și te dau la școală. Care ești, bă, acolo de bați așa? Ilie, du-te, mă, și te schide, că o fi paraschiv. De ce m-am băgat slugă la el? Bă, auzi? Care ești acolo? Deschide, mă, ușa, că când îi dau un picior, o dă-mi pe voi cu casă cu tot. Ce spui tu? Ei, ia să vedem. Bare mai fi și tu în stare de ceva. Mai tași și tată din gură. O, bă, ce bate așa? De ce nu i-a prins la împatit-o? Îl lași pe întuneric? Să-și o aprinde singur. Cine îl pune să vină la ziua? Când ți-o-i trage eu ție una... Ia de tu aici o cămașă și izmene curate. Afară nu puteai să te descalți? Ai umplut casa de apă. Icoana masă, nebunit! Ce, bă, paraschive? Ha? Ce, te-a mânjit proasta la care ai fost cu baregă peste gură? Hai, mă! Săracu de tine, ești și tu flăcău de... E, ce flăcău! Mai murdar decât ciorapii pe care îi poartă. Tito, ia vezi că săracu mă la tine. Hai,
Bine, bine. Vine ea murgă la traistă. Da, așa mai zic și eu. Unde ai fost? Dă-te, bă, mai încolo. Hai, bă, zi, unde ai fost? Paraschive, Nilă, hai, sculați. De ce ne scoli, mă? Nu vezi că afară plouă? Hai, Nilă, scoală, hai. Stai mai aici, boule. Ce ai zis, mă? Ce tot ne scoli, mă, cu noaptea în cap? Bă, ce că ți-am muncit o viață întreagă, nici să dormim, nu ne lași. De mă, Paraschive, zic și eu să vă sculați, că avem treabă. Dar dacă ți-e somn, dorm de. Lăsați-i să doarmă. O fi ostenit săracul. A tras la joc toată noaptea. Sparge-mă, trântește! Că altceva ce știți? Sparge-mă, trântesc. Și ale tale le-ai făcut tu. Ilinco, ia du-te, fată, și cheamă-l pe taică, să vină aici. Crezi că mi-e frică de el? Tată! A trecut vremea aia. Tată, mama, și tu ce ți-arăți cu alținila? Îți pare bine că ai ajuns stăpână, a? Ia-las că o să plecăm, Dacilea, mă. Să vă lăsăm cu taică, să vă mânce câinii. Da? Și unde o să vă duceți? La Văgăuni? Nu ne lasă pe noi el, Dumnezeu. O să fie vai și amar de capul vostru. Mi-ați mâncat sufletul câinilor. Lasă, mamă, nu te lua după capul ei. Ia, bagă tu mâna în ladă, așa da și niște ciorapi curați. Vezi să nu-ți dau eu ție ciorapi. Lasă-mă, lada! Potăriți-vă, mă! Lasă, lada, auzi! Lasă-mă! Ie! Nu pune mâna acolo! O să o mor, așa! Ia mâna! Ia mâna! N-au să fiți cu așa! Unde te ascunzi acolo? Mă, uite-i că mă mără! Lasă-mă! Lasă-mă că o mor! Ilie! Ilie, nu acolo! Ce? Ce-i voi? Uite, Ilie, ce hala m-a ajuns. De ani de zile îți spun. Îți zic să treci jumătate din locul de casă și pe numele nostru. Să ne facem și noi o colima Cilea. Și să rămână ei aici. Că i-am crescut ca pe copiii mei. Și acum s-ar cu pumnul să ne omoare. Ce ai tu? Ce te-ai apucat? Ce tot întrebi? Barem te-ai fi spus, dar... Ce-i tu, Caterina? Hai, spune! N-auzi? Hai, spune, n-auzi? Ai amuțit? Mamă! Bă, Paraschive! Bă, sunt de femeie, mă! Bă, că-i dracu sub pantaloni, că râde lumea de tine! Paraschive și Nilă, ai venit la coșar. Că ploaia asta mâia de acoperișul și mi-e teamă să nu... să dărâme. Lasă-l, mă, să cadă. Hai, mă, Nilă, tu, mă. Că să rup căpriorile alea. Stai, mă. Dă-le, dracu, de căprior. Mă, dă-le, dracu, nu e greu de zis. Dar vine pe urmă și să dărâmă coșarul. Ce-i face atunci? De unde iai altul? Lasă-ne, bă, în pace, mă. Tu n-auzi că nu mergem nicăieri? Treaba voastră. Să nu ziceți că nu v-am rugat și nu v-am tras de mânică. Mânile, mă. Hai, mă, sunteți gata? Auzi, bă, că nu mergem.
de la început. Ne luam toalele și plecam. Să nu fim bătăla lor de joc. Iată, aș face. Plângi din ambiție. Hai, Lenile, tată. Hai că s-a înseninat. Ce tot intri și ieși, pacilea? N-auzi că nu venim? Du-te și singur. Dă-mă, Paraschive. Ziceam și eu că... Ce ziceai, mă, ce ziceai? Nu-ți mai răce gura de pomană. Hai, Nila, mă. Hai că tu ești mai cu minte. Nila-i mai cu minte? Păi v-a convenit vouă o viață întreagă cu mințenia lui. Toți l-ați pus la juc și i-ați dat cu biciu. Și stai, mă, aici, prostule. Du-te, bagă mâna în lada aia. Umbli de scul și cu izmele le rupte în fund. Și lada zace înțesată cu crep de șin. Nenorocitule, Paraschive, nenorocitule, ce ești? Și tu, mă, Nina, mă, atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați! De ani de zile mă zbat să nu vând în pământ, să vă rămâie vouă întreg, orbilor și sălbaticilor la minte! Și acum săriți la mine și la ăștia că v-am furat munca voastră. Pământul rămas întreg, Paraschive, smintitule, acolo e munca voastră, bolnavule de avere ce ești. Nu s-a muncit și nu s-a împărțit aici în casă tot ce am avut. Am umblat cu toții desculți și dezbrăcați. Nimeni n-a avut mai mult. De unde să vă dau eu mai mult dacă atâta e? Ce vreți voi de la mine, nenorociților? Să ies la drumul mare și să șefuiesc? Ai noroc, măi Borovete. Noroc. Nu te-am mai văzut de mult. Ce mai faci, mă? Bine. Ce mai fac copiii aia tăi? Bine. Auzi, mă? Am auzit că vrei să-l dai pe la micul, pe Neculae, la școală. Am și eu unde seama lui. Și învață la fel de bine. Aș vrea să-l dau și eu. O fi scump. Hai, bă, trafurică, măi! Vino încoa! Hai, mă, încoa! A zis Teodorescu că dacă capătă bursă, nu mă costă așa de scump. Tu ce zici? Nu știu. Ăla nu-i Moromete, mă? Bine, mă.
Cum s-o fi ducând? Bă, Moromete, stai, domnule, unde te duci așa? Păi se poate, domnule, să treci pe lângă noi fără să ne bagi în seamă? Hai să mai schimbăm și noi o vorbă, să mai vedem ce-i pe lume. Bă, voi altă treabă n-aveți decât să pălăvrăgiți? Ilie, Dumitru! Dumitre, păi se poate, domnule? Aș pe măsa, mă, Moromete, cu facultățile lui. Că nu i-a rupt picioarele atunci la fierărie. Bine, măi, cocoșilă. Se poate ca stârpitura de Victor să-l bată pe Dumitru? Bă, eu v-am spus că nu-i de glumă cu legionari ăștia. Dar nu m-ați crezut. Pregătiți-l pe ăsta micu. Plecăm. Cu ce să plecați, Ilie?
Cum cu ce să plecăm? Cu căruța o să plecăm. Ilie. Ce? Dar ce e cu voi? Ce s-a întâmplat? Hă? Paraschiv și Cunilă. Ce-i cu ei? Au fugit. Și-au luat și cai. Bine. Pregătiți-l pe ăsta micu. Bălosule! Bălosule, știi că vrei să cumperi pământ? O lumete, vreau fi ceva. Cumpăr pământ dacă înveți și locul ăsta din spatele casei. Hai, bă, ce stai? Du-te și adu banii aia, că mă grăbesc. Vreau să cumpăr până din seară o pereche de cai de la Balaci. Să plec la oraș. Ia și asta. Ia și asta, Nicolae, mamă. Hai, serios. Hai, te trebuie afară. Puși de acolo. Stai grijă pe acolo. Hai. Ho, ho.
Nicolae, unde mergem noi, domnule? Thank you.